Am revenit în direct, oameni buni. Cleopatra Stratan și Eduard Sanda sunt amândoi tineri, sunt frumoși, sunt cântăreți talentați. Asta deja o știți, oameni buni. Iar astăzi sunt aici alături de noi să ne anunțe noul lor proiect, unul ambițios, dar și pentru o discuție așa relaxantă de după amiază. Corect, Ciucă? Corect. Să-i poftim la masa noastră, Greta, pe Cleopatra și pe Eduard Sanda. O viață întreagă noi ne-am căutat. Să închideți ușa. Ce glumiță! Au venit tineri îndrăgostiți de la Paris, oameni buni, corect? Da. It's yours. Oh. Aici avem un cadou pentru tine. Adică o să fiu și eu din gașca voastră? Da, uite, exact ți-am, așa. Ți-am făcut cadou o geacă, da, din prima noastră colecție Clady. Clady Cloud se numește? Clady? Așa. Așa, da. Oh. Și ceva pentru Andra. Și ceva pentru Andra și sperăm să le purtați cu drag. Ia, îmbracă-te. El sau XL? El. O să-ți vină, stai liniștit. El, perfect, mamă, haide să luăm un loc aici. Bine ați venit, ia uite ce am pregătit cu drag pentru tine acea... Mamă, foarte frumos. Și semnătura este semnată... Este semnătura... Voastră comună. Nu știu, a noastră, a brandului, na. Super tare, bravo mă copii, bravo. Că munciți de ceva timp la treaba asta? Muncim de mai bine de jumătate de an. Și uite că acum a venit momentul și ziua în care să lansăm oficial site-ul. Și ne bucură foarte mult de realizarea asta, pentru că totul a pornit de la o idee. Și știi și cum e, de la... S-a materializat, corect? Da. Foarte frumos, uite mă ce frumos sunt amândoi. Dacă te uiți, dai, tocmai am fost și la Paris, corect? Am fost și la Paris. Orașul iubirii. Așa este. În orașul iubirii și al manelelor, aș spune. Da, mă, exact. Să spunem lucrurilor pe nume. Să nu ne mai ascundem. Da. Pentru că dacă mergi în Paris lângă Tour Eiffel, se joacă alba-neagra, da, dintr-o parte în alta. Într-una. Deci este corect. Să se facă dreptate cu orașul îndrăgostiților, așa zic. Deci la toate tuc-tucurile alea... Sunt români. Sunt, da, români, dar da, sunt foarte... Am mers și noi cu un tuc-tuc, care... Cu un român, din de unde era, din Sibiu? A vrut să ne și ia foarte mulți bani și am negociat cu el. Bă, stai mă, ce faci? N-ai văzut cum? Stai, da, așa? Da, bă, oricum a fost foarte drăguț omul. Oricum a fost foarte drăguț omul și ne-au recunoscut și foarte mulți acolo. Am fost la o cafenea la care beam cafea în fiecare dimineață și chelnerița de acolo la a doua zi... Noi vorbeam cu ea în engleză, că n-aveam de unde să știm și fiind mesele foarte apropiate, nu știu dacă ai văzut, dar sunt cafenelele foarte apropiate. Practic am impresia că stai într-un matiz. Da, așa, sunt toți unii lângă alții. Da, și domnișoara l-a auzit pe Edi vorbind în română și s-a întors către ea și a zis că păi, puteam și eu să vorbesc cu voi în română, că era mai simplu. Pentru că și ea era româncă. Și ea era româncă, da, din Constanța, români. Da. Foarte mulți români, dar asta zic, ați fost la Tour Eiffel? Am, da, fost. Ați văzut cât alba neagră e? Păi la Tour Eiffel ziceam de manele. De mane? De ce, da, alba neagră? Greta, da, știi cât sunt? Vreo 50 de măsuțe, cel puțin, și tu joacă alba neagră. Pac, e pac, plin. Pac, pac, că e concurs. Da, e un fel de campionat. Eu, fiind prima dată acolo, eram satisfăcut, așa, mamă, Tour Eiffel, ce mare, mi se pare, mă uitam așa. Dar mă, vorbește numai românește, ciuc ai fost? Și când trecea un tuc-tuc direct cu manele, în blană, direct cu... Foarte era bine, păi ceva ce... frumos. Ideea e că la alba aia neagră, deci știi cum e, deci n-ai înțeles, e industria acolo. Oamenii s-au afaceriști, uite, le merge. Am cucerit și Parisul, e al nostru, perfect, da, 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 foarte, da, bine. Cât ați stat? 5 zile am stat. Da, mă, dar uite, ați avut baloane, frumos, ați cumpărat baloanele astea pentru poză? Nu, le aveau ei acolo. Erau câțiva... români. Nu erau români, erau ucraineni. Erau, erau ucraineni, din Ucraina. Cum? Erau din Ucraina și plăteai o sumă pentru câteva poze pe care ți le făcea cu aparatul, cu baloanele astea acolo la podul ăla și a fost foarte drăguț. Dar în rest am făcut poze. Cred că cel mai mult ne-am distrat când am fost la Disney. Că am fost și la Disneyland, la dorința mea, da, supremă. Da, uite aici. A, uite aici, da. Au terminat castelul ăla de renovat? Au terminat castelul. Nu cred. Ba da, pentru că a fost aniversare de 30 de ani și deci eram la niște discuții s-a făcut importante. Și spectacol, o chestie cu lumini, superb, adică un show minunat. N-ai am cum, fost... indiferent de vârstă, când te duci la Disney, uiți de absolut uiți orice. De absolut orice, da. Eu am fost foarte fascinată și de... Eu am mai fost de câteva ori la Disney, dar acum am văzut cu alți ochi și țopăiam ca un papagal de la foarte fericit acolo. Am mai fost la un muzeu de ceară cu personalități. La Louvre, la toate... La Louvre, la... unde ați am fost, la Orsay. Ați avut grijă să ne-am vedeți... Ne-am culturalizat destul de mult, da. Să vedeți lucruri faine și să vă relaxați. Da, v-ați relaxat foarte mult sau... Știi că ne-am se relaxat. Când e relaxare, mai apare ceva pe lume.
Nu, stai liniștit. Asta am zis, adică când ești relaxat, la un moment dat, mai stai un pic. Yes, baby! Nu. Încă? Nu la e tine cazul. Așa a fost? Da, pe relaxare. Prima... Opa! Deci în prima vacanță, să înțeleg. Nu știu dacă era prima vacanță, dar a fost pe relaxare. Deci asta vorbeam și cu Georgiana Lumos. Bă, când te începe relaxarea... Ce drept, am fost în vacanță, adică am fost... Apar colici mai târziu. Strict ne-am odihnit, adică nu ne-am dus cu treabă. Mai plecăm și în alte țări, în afara României, da, uite, și Moldovei, cu concerte. Vreme, da, foarte bună. O, da. Și acum, Paris, vreme frumoasă, dar chiar vreau să vă întreb, nici acolo acum presupun că în perioada asta nu mai erau restricții. Cum ar fi? Deloc. Deci, cred că de pe 14 martie s-au scos toate restricțiile, inclusiv obligativitatea vaccinului și a măștii s-a scos, adică nu a mai fost obligatoriu absolut și nimic. Și era forfotă, era lume, era nebunie? Noi am fost, adică am examinat un pic ce se întâmplă și am decis să mergem în martie când nu e sezon de turiști. Deci știam că e mai liber. Totuși, să fiți un pic mai dar culmea la Disney, stăteai lejer 40 de minute la cozi, la mâncare, la... Na. Asta e. Important e că n-au mai fost așa restricții și că ați putut să vă bucurați. Da, chiar ne-am bucurat ce, din plin ce urmează? Unde plecați încotro? Ce că lansați? Ce cântec? Cine cântă primul? Până plecăm. Da. Am lansat asta. Da, superb și să aveți succes cu ea. Doamne, asta spuneam ceva mai devreme. Să aveți multă baftă, că știu de data trecută și de data trecută când povesteați de treaba asta. Da. Uite că ne-a ieșit. Da. S-a îndeplinit așa cum ne-am dorit noi. Și neapărat oamenii care deja ne întrebau dinainte să lansăm site-ul, unde își pot comanda haine, pot să intre pe Clady Clothes. Clady Clothes.com. Lumea știe cum e, vă caută pe voi pe Instagram, pe Facebook. Da, noi am postat și... peste tot linkul site-ului, doar de acolo se poate comanda orice. Nu dați banii pe prostii, îmbrăcați-vă de la Clady. Deci cum e, dați banii pe prostii, da? Perfect. În dreapta aici e caseria, când ieșiți voi, în stânga. Da. Ok. Nu e problemă, lăsăm și noi ceva. Perfect. Oameni buni, important e că copiii ăștia frumoși sunt... De cât timp a trecut de când v-ați cunoașteți? De când v-ați pupat prima dată? Doi ani și ceva. Noi ne cunoaștem de mai demult, de când suntem împreună, vrei să zici. Nu, de când v-ați pupat prima dată. Așa. E borna kilometrică. Ok. Deci de 2 ani jumate? Da. Așa. În timpul ăsta a existat vreun moment în care v-ați certat? Nu. Băi, nene, deloc? Deloc. Tu ne întrebi de fiecare dată aceeași chestie, ca să vezi dacă s-a mai întâmplat ceva în intervalul ăsta. Nu, dar știi cum e? E la cât așa, păi te mai ciundești, dragă, nu e așa, așa? Nu, noi discutăm totul la calm. Dacă apare o problemă sau o chestie care ne deranjează, ne spunem atunci deodată să nu lăsăm să fiarbă, ne spunem ce ne deranjează, încercăm să găsim... Avem noroc că nu suntem certăreți. Nu suntem. Și suntem foarte calmi, calm. Încercăm să găsim un numitor comun în așa fel încât să rezolvăm situația la calm. Foarte frumos. Eu mă bucur mult că ați trecut pe la noi. Aveți și grijă noi. De voi. E succes în ceea ce faceți. De Paști încotro la Chișinău sau aici? O să vedem. Nu ne-am gândit. Suntem în discuții. Vă rog frumos să vă gândiți că poate se uită neamurile de la Chișinău acum și nu știu, mă, vin ăștia ai noștri acasă sau nu vin. O să vedem ce facem. Dar tu să măsori aia, că vreau să văd cum stă cu jacheta. Stai tu liniștită, că fac și poză și stai la mine. Minunat. Pe Instagram. Așa. Și Andrei să-i dai tricou, că vi l-am dat din suflet. Îți mulțumesc mult de tot și cu mare bucurie. Dragul. Și știu că faceți totul cu suflet și așa că să aveți succes. Mulțumim. Doamne frumos. Ajută, mulțumim. Doamne ajută la toată lumea. Pe Clady Clothes. Mulțumim mult de tot. Da. El este Eduard Sanda, ea este Cleopatra Statan și le mulțumim mult de tot că au trecut pe la noi.